Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Scene desprinse parcă dintr-un film de groază s-au petrecut vineri spre sâmbătă noaptea în satul Cinșor. Un bărbat de 34 de ani și-a ucis soția după ce a bătut-o cu sălbăticie cu pumnii și picioarele, chiar sub privirile îngrozite ale propriilor copii. Motivul pare să fi fost gelozia, spun vecinii. Acum bărbatul riscă să stea după gratii 25 de ani pentru omor calificat. Scandalul a fost, zice că de pe la 11 ar fi bătut-o. Gelozia o fă foarte mare. Cei doi lucrau în Italia de mai mulți ani. În urmă cu 2 săptămâni au venit în România și nu mai intenționau să se întoarcă la muncă în străinătate. Își puseseră bani deoparte și vreau să se stabilească în satul Cinșor din comuna Voila. Însă bărbatul de 34 de ani nu era împăcat sufletește. Bănuia că soția lui l-a înșelat chiar cu patronul lui din Italia. Vineri seara a întrebat-o dacă bănuielile lui sunt și adevărate. Soția lui a încercat să explice că nimic nu este adevărat. Dar bărbatul, orbit de furie și de gelozie, a vrut să-i dea o lecție. A început să dea în ea cu pumnii, picioarele și chiar cu un furtun pe care îl găsise la îndemână. Vecinii spun că cearta izbucnise puțin după miezul nopții, însă nimeni nu bănuia că de la o simplă ceartă se va ajunge la omor. Atât am auzit când am ieșit în stradă, era o mașină aici pe podul nostru și niște vecini la poartă și niște mașini. Am auzit, ce cu mașinile alea? De ce ai mai aproape? De ce a omorât Marius pe Mirela? Nu mă gândeam. Păi el a făcut 8 kg. Ce are 25 de ani, oricât va avea, eu am 80 de ani. Cine l-a băgat în seamă? Ce să zic, m-am speriat și eu. Toată lumea s-a speriat așa. Rămas așa stupefiat. Nu știu nimic. Ăștia mai apropiați care ei știu. Vecinii spun că după odioasa crimă, omul a ieșit să se plimbe prin sat și chiar și-a recunoscut cu seninătate fapta. L-a întrebat poliția, mă, ce ai făcut? Eu am fost hotărât să o omor. Asta a spus-o el. Eu când am auzit azi dimineața, aoleu, eu, dar ce e azi dimineața, azi noapte? Ați mai auzit așa ceva? Nu, nu, așa ceva eu n-am auzit. L-ați văzut și pe dânsul azi noapte? Da, nu, la 1:30. La 1:30 se plimbau. Da, s-a plimbat de 2 ori. S-a dus în sus, s-a întors, iar s-a dus, iar s-a întors. Dar eu v-am spus după poartă, că mi-era frică de el. Nu, după mutra care a avut-o. La fața locului s-au deplasat echipe formate din polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale și procurori ai parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Procurorul de serviciu de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a fost sesizat azi noapte în jurul orelor 4 cu privire la un incident petrecut în comuna Voila. Respectiv o persoană, un bărbat de 34 de ani, și-ar fi ucis soția. La fața locului s-a constatat că victima prezenta multiple leziuni produse prin lovire cu pumnii, picioarele și medicii legiști au spus că un cordon, un furtun. Și victima, deși agresorul 34 de ani, s-a întors de 2 săptămâni din Italia. Și motivul mobilul ar fi fost gelozia. Aveau 2 copii minori, față de care se vor lua măsuri de ocrotire. Cei doi erau căsătoriți de mulți ani și aveau 2 copii minori. Acum micuții vor avea nevoie cu siguranță de o consiliere psihologică, iar cei de la protecția copilului vor decide dacă îi vor încredința în grija vreunei rude sau nu. Cercetările în acest caz sunt continuate de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Pentru fapta pe care au comis-o, bărbatul riscă să stea în închisoare între 10 și 25 de ani pentru omor calificat.